Până atunci, România rămâne blocată și nu intră în Schengen, chiar dacă Ursula von der Leyen roagă Viena să nu mai țină cele două țări în afara spațiului de liberă circulație. Haideți să vedem totuși declarația ministrului austriac de interne. Cifrele privind migrația sunt în creștere în Europa și în multe țări. Se discută despre controle frontaliere suplimentare, de exemplu la frontiera dintre Germania și Polonia. La acest moment nu are niciun sens pentru mine să vorbim despre o extindere a spațiului Schengen. Avem nevoie de mai multe controle, nu de mai puține.